Muzeul Național al Banatului a prins viață datorită entuziasmului copiilor care l-au vizitat. Coordonatorul grupului de elevi a fost Corina Craciova, împreună cu profesorii de istorie Zoran Marcov, Raul Șeptilici, Călin Timoc, Darius Sala și Georgeta Rotar. Profesorii au transformat fiecare colț al muzeului într-un univers al descoperirilor fascinante. Întrebările iscoditoare ale copiilor le-au umplut inima de bucurie coordonatorilor. Fiecare vizită a copiilor la muzeu este un prilej de conștientizare a gazdelor și le reamintește cât de valoroasă este această generație.